Bună ziua, domnule primar! Spuneți-ne câteva cuvinte despre evenimentul pe care l-ați organizat astăzi. Sărmâna, bine ați venit la Scoarța și cred că ar fi foarte bine să începem, să zicem, la mulți ani tuturor care poartă numele de Petre, Petruța și mai departe, fiindcă astăzi este o mare sărbătoare a noastră a creștinilor ortodoxi. La Scoarța astăzi este și Hramul Satului și cu această ocazie noi am prins în agenda culturală aprobată de Primăria Scoarța prin Consiliul Local și la nivelul județului Gorj, un festival de muzică populară, se intitulează Tineri Interpreți de Muzică Populară Scoarța 2023, a doua ediție. Anul trecut a debutat această ediție cu interes extraordinar din partea tinerilor din județul Gorj. Anul acesta am continuat și cel puțin cât voi fi eu primar, acest eveniment se va întâmpla la nivelul comunei Scoarța. Avem înscriși 41 de tineri cu vârste cuprinse între 8 și 18 ani, fete și băieți, din diferite colțuri ale județului Gorj. Sigur, speram chiar la mai mulți, dar faptul că sunt 41 de tineri interpreți mă bucur. Pe lângă aceștia avem invitați și de 3 instrumentiști, sunt invitați în afara concursului, vioară de la Albeni, țambal de la Tismana și saxofon clarinet de la Scoarța. Sigur, pe lângă aceștia, că așa este normal și frumos, laureații de anul trecut să fie prezenți pe scena Căminului Cultural Pompilu Marcea pentru a susține un recital de cântece populare românești. Programul nostru se va desfășura pe perioadă mult mai mare. După ce festivalul se va încheia, bineînțeles cu ce înseamnă, cu premii, și vor fi premii consistente acordate de Primăria Scoarța, Centrul de Creație și Cultură, Ansamblul Artiștii Doina Gorjului, va continua un program de muzică populară cu o formație care va sosi în jurul orei 16:30 și vom trece la Hora Satului. Că așa este frumos în straia de sărbătoare, așa cum sunt majoritatea celor prezenți astăzi aici la Scoarța, va fi Hora Satului. Am rămas impresionat, am trecut când am realizat prima ediție și inaugurarea acestui cămin cultural, să avem aici peste 2000 de oameni. Vă dați seama ce înseamnă la țară reînvierea tradițiilor noastre strămoșești și strămoșești, dar populare. După ce această formație își va încheia programul, la ora 8 vom avea onoarea să avem prezență în mijlocul nostru ansamblul artistic Doina Gorjului, însemnând cu soliști cunoscuți ai ansamblului, cu dansatorii profesioniști, program care se va dura până în jurul orei 22:30. După care continuăm cu Hora Satului. Cetățenii de la Scoarța, vă spun, cu drag au îmbrățișat aceste evenimente, fiindcă am făcut, încă o dată, de când sunt eu primar, nu trebuie să mă laud, dar a fost un respect din partea cetățenilor, că au fost prezenți la toate evenimentele noastre. Să faci o Hora Satului de Paști, să faci o Hora Satului de Sfântă Marie, să facem această Horă de Sfânt Petru. Vă dați seama, mulțumit sunt eu. Și aș vrea cu această ocazie să mulțumesc colegilor mei din primărie care au fost alături de noi în aceste acțiuni, Consiliului Local, care din nou a fost alături și a aprobat acest eveniment. Vă spun cinstit că acest eveniment este organizat și cu ceva bănuți, nu foarte mulți. Am primit o sumă destul de importantă ca sponsorizare. Vă dați seama ce înseamnă pentru noi un buget local sponsorizare. Diferența este din buget local, fiindcă așa este frumos și corect să organizăm, mai ales că avem acest festival unde premiile vor fi acordate, așa cum vă spuneam, și vor primi, poate nu se așteaptă, pe lângă 1, 2, 3 trofeu, vor fi și foarte, foarte multe mențiuni. Sigur, sunt încântat că au răspuns invitații noastre, sunt copii însoțiți de părinți, de dascăli. Aș vrea să le mulțumesc sincer pentru interes și pentru că se ocupă de acești tineri. Poate de la Scoarța, de la acest eveniment, vom auzi mâine pe mine. Am fost concurent și am câștigat un trofeu. Astăzi am ajuns undeva mai sus. Încă o dată aș vrea să mulțumesc tuturor. Aș vrea să urez încă o dată tuturor la mulți ani și așa cum am promis, eu în calitate de primar am un defect stricat. Zic eu, mă țin de promisiuni. Ce am promis, nu de vorbă de campare, ce am promis doar de vorbă cu omul, cu cetățeanul din Scoarța, cetățeni dragi mie și echipei primăriei Scoarța, am promis, m-am ținut de cuvânt și mă voi ține în continuare. Încă o dată la mulți ani tuturor și mulțumesc de vizita făcută astăzi la Scoarța. Mulțumim și noi!
plăcere să vă zic bine ați venit la Scoarța astăzi, când de Sfânta Sărbătoare creștinească la neamul nostru, Sfântul Petre. Să zicem și noi la mulți ani tuturor cu acest sfânt nume, să zicem, am văzut acolo pe domnul primar de la Tizmana, domnul primar Petre, remetea prietenilor nostru, mulțumim, este mijlocul nostru, la mulți ani domnule primar, să transmite și salutul nostru la Tizmana din partea echipei primăriei Scoarța. Să rămână, domnul, domnișoarelor, bine ați venit încă o dată la Scoarța. Vă felicit, sincer, părinții, cadrele care s-au ocupat de acești minunați copii care astăzi și-au dorit să fie la Scoarța. La Scoarța, acest festival, tineri interpreți de muzică populară, Scoarța 2023, ediția a doua. Urez succes tuturor și vă aștept, cel puțin de peste ani primar la Scoarța, să fiți alături de Primăria Scoarța, de Consiliul Local Scoarța, de cetățenii Comunei Scoarța. Muzica populară pentru noi români înseamnă ce vedeți pe noi, muie, muzică populară, dar și dincolo, în sufletul nostru de român. Să vă dea Dumnezeu sănătate și invit colegele mele de la Primăria Scoarța, care sunt prezentatoarele acestui mare festival, care, după să dau și din program, ca să nu plecăm. Toată ziua va fi activitatea la Scoarța. Adică, finalizăm acest festival cu premiere, cu premii, tot ce înseamnă. Urmează o formație de muzică populară la Hora Satului, ocazie cu care vom premia tinerii care au primit sau împlinesc 18 ani, cuplurile care au primit sau împlinesc 50 de ani de căsătorie, echipa noastră de fotbal și după ce programul dâșilor ia o pauză la ora 20, va veni ansamblul artistii Doina Gorjului cu tot ce înseamnă. Ați văzut pe afișe artiști de elită, dansatorii ansamblului Doina Gorjului, după care urmează din nou Hora Satului. Tinerii compoziții de astăzi sunt acompaniați de maestri de la Școala Populară de Artă, cărora le mulțumim, adevărat, maestri, profesioniști și adevărați. Să vă dea bine și sănătate și mulțumim astăzi când trebuie jocul lui. Încă o dată succes tuturor, la mulți ani și sănătate! Doamne ajută! Bună ziua, domnilor și domnilor, dragi părinți, stimați invitați și onorați jurul. Numele meu este Mihaela Popescu și alături de colega mea, Bianca Stamacăriu, vom fi gata dumneavoastră pentru următoarele ore. Mă bucur să văd că sunt atâția oameni interesați de acest concurs și vreau să vă mulțumesc pentru prezență. De asemenea, mulțumim jurul nostru, format președinte onorific, domnul primar al Comunei Scoarța, Stamacăriu Mihaela. Domnul președinte Partidului Jolacu, manager al Centrului Județean de Creație Bor. Doamna secretară, David Andreea, instructor coregraf la Centrul Județean de Creație Bor. Doamna Nicoleta Rătărețu, profesor farmacograf și socio-invocat la Școala Populară de Artă Centrul Jiu. Doamna Popescu Camelia, profesor la Liceul de Artă Centrul Jiu. Domnul Popescu Gabriel, inspector la Inspectoratul Școlar de Sambor. Domnul Andrei Carpalicea, dirijor și profesor ziuară în cadrul Școlii Populare de Artă Gorj. Și domnul Gheorghe Polotel, manager la ansamblu Proveniți Doina Gorjului, pe care l-a așteptat multe. De asemenea, Primăria și Consiliul Local Scoarța adresează mulțumiri partenerilor noștri, Consiliul Județean Gorj, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, Inspectoratul Școlar Județean Gorj, Ansamblul Artistic Profesionist Doina Gorjului, Școala Populară de Arte Constantin Mărcuș de Brujiu și Post Kipchoge. Acum, haideți să pornim la treabă, căci probabil atât concurenții, cât și dumneavoastră sunteți nerăbdători să înceapă spectacolul. În deschiderea programului avem un invitat special care ne va interpreta câteva piese folclorice. Invităm în scenă pe domnul Grigăscu Gabriel, care are 17 ani, locuiește în orașul Tismana, locul următoare mare. Studiază tramval la Școala Populară de Arte Constantin Tâncuș în Târguiu cu profesorul Cristian Ferraru, cel care i-a descoperit acest talent, iar de un an colaborează permanent cu
balansat curând, având idol pe marele nostru poet Mihai Eminescu, al cărei poezii au urmat pașii spre a compune și spre a recita, unde a câștigat concursul. Thank you.
Thank you.
Yeah.